Este un proiect pe care maestrul Ion Marin l-a pornit în urmă cu 3 ani și care acum a devenit în cadrul și alături de Corul Madrigal, trebuie să devină un proiect de marcă al României. Cred că e un lucru extraordinar ca mesaj. Faptul că atât de mulți copii participă la un asemenea proiect. Și eu zic că peste câțiva ani, așa cum ne mândrim azi cu Madrigalul, peste câțiva ani o să ne mândrim cu toți copiii de la Cantus Mundi. Iar fetița dumneavoastră când o scrieți declarație? E mai rușinoasă, așa că v-a văzut pe dumneavoastră, că altfel îi place, cântă. Dar îi trece cu rușinea și la următorul spectacol, dacă vin și colegele ei, o să fim toți aici. Important este că ideea în care a gândit acest proiect maestrul Ion Marin este ideea de a pune la oaltă toți copiii, de a nu arăta cu adevărat că nu există niciun fel de diferență și că toți copiii din această țară și din această lume trebuie să aibă o șansă egală. E o idee atât de frumoasă încât sunt convins că foarte mulți vor sprijini acest proiect și mă bucur că am reușit foarte rapid, prin modificarea legislativă necesară și prin suportul financiar, să asigurăm pentru anii care urmează dezvoltarea acestui proiect. Ați văzut, maestru zicea de 250.000 de copii. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar încep să-l cred deja. Da? Vă mulțumesc, seară bună!